Ho-ho-ho! Bună ziua, dragii mei! A început noul sezon din Vlogmasuri. Vlogmasuri în care o să lucrăm proiecte interesante, o să vă dau idei pentru cadouri, o să vă dau idei pentru cum să vă petreceți această perioadă de decembrie foarte frumoasă și multe sfaturi și idei de la Viu, așa cum v-am obișnuit în fiecare an în aceste vlogmasuri. Prima dată ce facem, vă anunț că o să le încerc să public în fiecare dimineață, astfel încât să ne bem cafeluța împreună și să vă energizez pentru toată ziua, așa, cu spiritul Crăciunului, cu acest spirit și cu acest sentiment de bucurie, de veselie, de chef de muncă, de chef de, nu știu, de relaxare și de a face foarte multe chestii interesante. În acest episod astăzi vreau să vă alegeți băutura pe care o să, sau mai bine zis, vă dau idei de băuturi pentru această perioadă și pe care să le putem savura de dimineață, în fiecare dimineață sau seara, dacă urmăriți acest videoclip seara. Prima dată cafeaua. Cafeaua care este nemaipomenită și prezentă în viețile multora dintre noi și eu vă sugerez să puneți puțină scorțișoară sau să adăugați în ceașca de cafea puțină ciocolată ca să dați o aromă sau vanilie. Da, puteți să puneți puțină zahăr vanilat dacă vă place un astfel de gust. Bineînțeles că puteți opta pentru cafelele cu arome, există cu arome de migdale, cu arome de, nu știu, de portocale, de cacao. Sunt foarte, foarte multe arome pe care le găsiți în magazine. Ceaiul. Ceaiul, bineînțeles că este unul dintre favoritele mele și îl beau de foarte, foarte multe ori pe zi, iar mai ales în perioada asta foarte des și mai des ca de obicei. Așa că eu am, în ultima perioadă, sunt fan ceaiul făcut după rețeta Florica Maxim. Dacă nu știți cine este Florica Maxim, găsiți un canal de YouTube care se numește Caietul Magic al Floricăi Maxim și acolo aveți o rețetă de ceai delicioasă și nu numai, aveți foarte, foarte multe rețete de înfrumusețare, de pentru casă, fel de fel. Intrați acolo și o să vedeți, da? Ceaiul. O altă băutură preferată al acestei perioade este ciocolata caldă, bineînțeles, în care puteți să adăugați lapte de migdale dacă țineți post sau puteți să adăugați lapte de vacă, normal, sau de soia, ca să-i dați așa o savoare mai plăcută în ciocolata caldă. Bineînțeles că scorțișoara este acum nelipsită peste tot și dacă adăugați și un măr copt lângă, foarte, foarte bun. O altă băutură preferată, mai ales în seriile de iarnă friguroase, bineînțeles că este vinul fiert cu portocale, scorțișoară, zahăr vanilat, arome de nucă, ai, îmi plouă în gură. Și dacă tot veni vorba, să iau și o gură de ceai. Și să-mi lăsați în comentarii ce băuturi mai faceți voi în această perioadă care să vă încălzească sufletul și inima. Bun, și acum să deschid cutia magică. Eu am aici o cutie foarte mare și foarte grea. O să ridic doar capacul. Foarte multe proiecte pe care le-am pregătit, foarte multe fire, foarte multe accesorii pe care le-am pregătit pentru acest serial de vlogmas, pentru această serie de vlogmasuri. Și ia să vedem ce vă arăt astăzi. Ce vă arăt astăzi? Bineînțeles că eu sunt o persoană care mereu mă las la sfârșit și, după cum știți, cadourile le fac tuturor, numai mie nu. Așa că astăzi o să încep cu un cadou pentru mine, de fapt o să fie două. Și ce o să fac eu? E Fifi aici, o vedeți? Nu se vede coada? Nu se vede. Atentează la ceaiul meu. Miroase scorțișoara, cred că bine. Bun. Am Lana Gold Classic aici și am montat pe Andrele niște ochiuri și o să lucrez cu voi
De ce nu? O să lucrăm puțin împreună, nu? Să-mi pun ochelari ca să vă văd mai bine. Așa. Mi-am mutat niște ochiuri pe Andrele și lucrez o bentiță. O bentiță pentru mine de Lana Gold Classic, după tutorialul Alionii. Găsiți pe YouTube Ale Tricotăm și o să găsiți la ea un tutorial excepțional de bentiță. Ce am eu pe ochelari? Am ceva pe ochelari. E, la Aliona pe canal, Ale Tricotăm, o să găsiți o bentiță foarte ușor de lucrat, care mie îmi place foarte, foarte mult și am luat-o ca atare și o să vă las link-ul. Opa, a căzut capacul la cutie. O să vă las link-ul către tutorialul ei în descrierea acestui videoclip. Și ea a făcut o bentiță și din softie și eu am hotărât să-mi fac două. Una o să-mi fac din Lana Gold Classic și una o să lucrez din softie după tutorialul Alionii. Iar ca și tehnică pe care o voi folosi aici la bentiță, ați văzut în emisiunea trecută, cred că, de vineri v-am arătat tehnica de un lănțișor foarte, foarte mișto care se face aici pe margine. Câte ochiuri am pus la bentiță, eu o fac mai lată decât a făcut-o Aliona și am pus vreo 30, cred că. Și așa o să fac și cu cea din softie. Vreau să fie mai lată, astfel încât să nu por, adică să-mi țină loc și de căciulă, știți? Pentru că, fiind cu părul lung și așa, căciulele, na, sunt mai, cum să zic, mai nepotrivite pentru lungimea mea de păr și nu-mi place când o dau jos de pe cap, cum arată coafura mea. Așa că am zis că, mă, știți că eu nu am nicio bentiță. Absolut deloc. Nu am nicio bentiță în cămara mea cu accesori. Așa că eu vă propun astăzi proiectul zilei, bentița. Da? Puteți să lucrați și voi, tutorialul îl găsiți, după cum v-am spus, o să vă las link-ul și în descriere. Și lucrăm împreună niște bentițe superbe și sunt ușor de făcut, sunt foarte potrivite pentru cadouri. Da? Le puteți cu ușurință lucra pentru cadouri. Și pentru voi chiar, un proiect foarte rapid și puteți să vă faceți toate culorile ca să aveți să le asortați la orice tip de haină aveți, da? Eu, de exemplu, am o geacă Bleu Marel și am zis că fac din soft, o fac pe univor ca să se potrivească pentru orice haină, da? Așa că ăsta este primul proiect. Bun, și fiecare videoclip eu o să vreau să-l închei cu o recomandare de film, da? O recomandare de film, mie îmi place foarte mult în această perioadă să urmăresc filme de Crăciun sau filme foarte relaxante care, să știți că fiii și stai aici lângă mine, păcat că nu o vedeți, ascultă și ea cu urechile ciulite, deci este scumpă rău, scumpă rău. Așa, și în jurul meu sunt foarte multe gheme pentru că eu am căutat să fac aceste proiecte și fiii stă ca o prințesă printre gheme. Bun. Așa, și după cum vă spuneam, vreau să vă fac o recomandare de film. Cred că l-ați văzut și cred că le revedeți totuși în fiecare an. Bineînțeles că deja Home Alone, da, singura acasă, știți cu toții și nici nu mai vorbim despre el. Dar e încă un film foarte, foarte celebru, Miracolul de pe strada 34. O să vă las aici poza cu, cum să zic, cu coperta filmului. Este un film foarte, foarte frumos, iar fetița din film este atât de drăgălașă și în fiecare an eu urmăresc acest film cu foarte mare drag și cu foarte mare emoție, pentru că este încărcat cu o emoție pozitivă, o emoție care îți dă o stare de bine și cred că merităm să, da, să avem fiecare dintre noi o stare de bine în această perioadă și să fim recunoscători pentru ceea ce avem, pentru că asta contează. Să fim recunoscători pentru ceea ce avem, nu pentru ceea ce nu avem. Că poate ceea ce nu avem nici nu ne face bine, nu-i așa? Așa că, uite așa, lucrăm împreună niște proiecte interesante și eu o să încerc să vă arăt în fiecare episod câte ceva nou. Sper să-mi reușească. Nu am numărat câte proiecte am de gând să fac și sper totuși să reușesc să le fac, dar hai să vedem. Hai să vedem ce facem, da? Ce lucrăm noi împreună.
Vă reamintesc că în episodul de astăzi tema pentru acasă este să-mi lăsați de desubt un comentariu cu băutura voastră preferată în această perioadă, da? Vreau să văd, poate găsesc și eu niște rețete, poate descoper ceva interesant. Știți că eu vara, de exemplu, și fetele au văzut asta, îmi place foarte mult să beau înghețată cu să beau cafea cu o linguriță de înghețată dimineața în cafea, în loc de frișcă. Dar asta o fac doar vara. Și uite, pentru iarnă am descoperit acum rețeta de ceai foarte bună de la Florica, dar mai caut, de ce nu? Mai căutăm rețete de băuturi preferate sau de băuturi care poate ne aduc aminte de copilărie, poate ne fac să ne schimbăm starea într-o zi, da? În general. Și eu, cât lucrez eu la Bendiță, vreau să vă îndemn ca această perioadă să încercați să fiți calmi, să încercați să fiți relaxați, să încercați să savurați fiecare clipă, să nu vă grăbiți, deși nu vă grăbiți nicăieri, încercați să nu vă grăbiți. Mereu înainte de Crăciun noi ne facem foarte multe planuri, că să reușim să facem și aia și aia, că se închide anul, că na-na-na. Și eu cred că noi nu reușim să savurăm aceste clipe alături de familie, alături de prieteni, pentru că suntem atât de prinși în goana asta să facem, să, nu știu, să rezolvăm cât mai multe, parcă mi se pare că vine Revelionul și gata, se termină zilele, nu știu. Așa că eu vă sfătuiesc să nu faceți asta și să încercați să vă bucurați de... Să o luați mai ușor. Cel puțin eu așa mi-am promis că o să fac în acest an. O să iau mai ușor și vă îndemn și pe voi. Apropo de comenzi în magazin, vă rog eu din suflet să le faceți acum pe la începutul lunii. Nu mă puneți pe 24 să vă trimit colete. Că vreau și eu să fac peftie, cozonaci. Da? Vă rog eu mult. Așa. Hai să ne facem viața mai frumoasă, da? Să vă gândiți de pe acum ce vreți, ca să avem timp să le trimitem. Nu mai vreau să mai alerg în ultima zi, în fiecare an. Mă duc pe 31 decembrie la poștă, deci zici că ceea ce mi se pare puțin așa. Dar asta este, că știu că nu aveți răbdare și știu că vreți să lucrați și o să vă faceți cadouri în această perioadă. Faceți-l pe mai devreme. Știți ce am pățit eu anul trecut? Am avut o doamnă care și-a comandat cadou din noiembrie și l-a pus... Nu a desfăcut coletul, să știți. Nu l-a desfăcut, l-a ținut sub braț și l-a deschis pe 25 decembrie. Ceea ce mi s-a părut foarte tare. Zic, eu nu știu câtă răbdare putea să aibă. Deci nu știu câtă răbdare. Dar a zis că vrea doamna să-și facă un cadou și asta a făcut. Și și-a pus coletul sub braț. Și l-a deschis abia așa. Și apropo de brad, voi când vă faceți bradul? Deci eu am deja în spate bradul făcut. Voi când faceți bradul? Mie îmi place să stau toată luna decembrie cu bradul făcut. Și câteodată m-a prins cel mai târziu, m-a prins februarie cu el. Bine, dacă e artificial, că îmi pare rău să pun un brad natural, se usucă și îmi pare foarte rău de acești copaci tăiați. Și am unul artificial. Și cred că prin februarie, la sfârșitul februarie, ultima dată l-am strâns. Dar nu mă satur, niciodată nu mă plictisește, nu mă satur și magia asta de luminițe și de becuri și strălucirea asta care vine de la el chiar îmi dă o stare de bine și mă simt așa foarte relaxată. Dragii mei, vă doresc o zi minunată și ne vedem mâine dimineață, da, cu un alt proiect, eu cu Fifi. Continuăm să lucrăm la Bendiță, în liniște și bineînțeles că pe parcurs ce o să mai termin de proiecte o să vi le arăt, da? Când mai termin din ele, dar la acesta e simplu, da? Eu fac o bendiță foarte lată, cred că are vreo, nu știu, s-ar putea să nu fie prea mare, da? Nu. Da? Vă pup și vă aștept cu drag în episodul de mâine dimineață. Pa!